Mergi început mai greu de voi, dar v-ați revenit după aia. Cum a fost, în primul rând? Vreau să încep prin a lăuda brigada de arbitri, un arbitraj excelent. Este și meritul lor că s-a practicat un fotbal frumos în seara asta. Da, am început mai greu, dar important este finalul. Rămânem în luptă acolo, depindem de alte rezultate, dar vom merge la CFR să câștigăm. Două goluri pentru tine, primele pentru Hermannstadt. Le-ai așteptat puțin, dar au venit până la urmă. Da, azi dau eu, mâine celălalt coleg. Important este să luăm cele trei puncte, nu contează cine marchează. Ai avut și o dedicație specială la primul gol, dacă ne poți spune pentru cine era acel semn. Da, a fost așa, nu, pentru nimeni, pentru mine, așa să mă descarc că am fost criticat și etapa trecută, că trebuie să readuc aminte, că mingea n-a intrat în poartă, s-a dat offside, nu că n-a fost gol. Adică cu acel punct poate eram mai sus acum, așa, sau și jocul ar fi, nu zic că am fi câștigat, dar am fi avut un punct la pauză. Puteam să intrăm altfel. Trebuie să readucem aminte că e un punct important. Poate te-a și ambiționat critici, ai dat două goluri acum. Da, s-a nimerit acum, dar nu pun la suflet ce se vorbește. A fost cumva și un răspuns pentru cei de la Ucluș, nu știu. Nu, n-am nimic să le reproșez. Bun, ați câștigat, a câștigat și UTA, mâine joacă Ucluș, luptă strânsă, ultima etapă, aveți un meci poate cel mai greu. Voi, între echipele care se bat la Da, așa loc. Este, depindem de alte rezultate, dar și dacă vom fi în play-off, nu este o dezamăgire. Obiectivul este locul 7-8 și vom încerca să câștigăm, dacă se aliniază planetele și vom intra în play-off bine, dacă nu, vom încerca să câștigăm. Mai mult în play-off e pe emoția retrogradării, că să înjumătățesc punctele și echipele din subsolul clasamentului joacă foarte bine. Și cam asta ar fi un avantaj. Dar și în play-out avem obiectiv să câștigăm play-out-ul. Ok, joci și pentru echipa ta să marchezi, să câștigați, dar joci cumva și pentru tine cu gândul poate, dacă nu la un transfer afară, cum ai încercat în iarnă, poate la revenirea la FCSB în vară? Eu sunt aici lăsat liber. Nu mai am treabă cu Steaua.